Conform ISU Iași, un apel la 112 a raportat un accident feroviar în localitatea Belcești. Luni, în jurul orei 17.45 de minute, în care un autoturism a fost lovit de trenul de călători 11.409. Cele două persoane aflate în autoturism nu au fost încarcerate și au refuzat transportul la spital, fiind asistate medical la fața locului. Trenul, care circula cu o viteză limitată de 50 de km la oră în zonă, transporta aproximativ 100 de călători care nu au necesitat evacuarea la intervenție au participat echipaje de la detașamentul de pompieri Târgu Frumos și serviciul voluntar pentru situații de urgență Belcești, cu Speciale de intervenție. Mașina este înmatriculată în județul Suceava.